Misiunea oferită de Ircon. Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă incursiune pe calea succesului. Sunt Nicoleta Mongălă și vă invit să continuăm seria interviurilor cu domnul dr. Cristache Zanoschi, al cărui succes profesional și științific ne-a inspirat emisiunea. V-ați întrebat vreodată cum se face o fabrică privată, de la începuturi până la profit, mai ales dacă produsele fabricate sunt medicamente? Avem astăzi ocazia să aflăm câteva secrete despre o astfel de reușită. Bun găsit, domnule profesor, la întâlnirea cu telespectatorii. În prima ediție ne-ați povestit frumos și boem despre istoricul personal. Vorbeați data trecută cu mare admirație de foștii dascăli, dar nu ne a spus nimic despre situația actuală. Da, mi-aduc aminte cu mult drag și emoție de Iancu, a domnicăi, Mardero și de alte somități ale medicinii eșene de la acea vreme. Hăulică, Chipail, Bădărău. L-am apucat puțin și pe Buțureanu, pe Dobrovici, de la maternitate și alții. După ce am venit la anatomie, activitatea acolo se desfășura ca un fel de ritual. La ora 6 fix dimineața se deschidea clădirea de către oamenii de serviciu, care pregăteau piesele pentru studenți și laboratoarele. Începând cu ora 7, veneau studenții, cadre didactice, iar la 7.30 începea activitatea care ținea non-stop până la ora 10 sara. Era o mare efervescență și emulație. În fiecare săptămână se țineau ședințe de referate cu subiecte dintre cele mai variate din medicină, după care se purtau discuții libere, unde fiecare își după posibilități cunoștințele. Înseamnă că atmosfera era mai mult decât ideală. Da, e, asta nu înseamnă că nu erau și pe atunci destule lichele și javre, dar nu așa mulți impostori ca azi. Dar revin, despre situația actuală? Păi v am spus atunci, erau laboratoare deschise de la 6 dimineața până la 10 seara, în fiecare zi. Și sâmbata și duminica, ați intră pe bază de cartelă. Da. Ați plecat din învățământ, ați realizat și acum conduceți o fabrică de medicamente. Ce v-a determinat să apucați pe acest drum? Pentru că aveați o carieră de medic și universitară destul de frumoasă. Aș putea spune chiar împlinită. O să vă dau un răspuns sincer și nu vreau să luați cuvintele respective ca fiind patriotarde. Unul dintre președinții Americii, John Fitzgerald Kennedy, a făcut odată la, într-un curs, o, o remarcă care a rămas celebră și anume să te întreb întotdeauna ce ai făcut tu pentru țara ta, nu ce a făcut țara pentru tine. Exact pentru acest motiv am făcut și eu, am realizat fabrica de medicamente de care vorbiți și am vrut ca să aduc o contribuție modestă, dar personală, la îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor din țara noastră. Este un lucru mare și pare frumos, însă nu știu dacă nu este o afirmație forțată ceea ce spuneți. Credeți că ați reușit? Da, sunt sigur că da. Medicamentul nostru, Cervogidovul, este de mult timp lider de, de, de piață în România, în segmentul respectiv de utilizare sau de administrare. Și gândiți-vă că aici au venit, după liberalizarea pieții, produse din Franța, Anglia, Germania, America sau din oricare altă parte vreți, care au tehnologie, tradiție și, mai nu, marketing agresiv. Însă produsul nostru de la Iași este primul și se menține așa din 2007-2008. Sunteți mulțumit de rezultat. Ce satisfacție vă dă sau cum trăiți acest fapt? Este un sentiment de mulțumire, de împlinire, care îți dă o trăire sufletească de o mare bucurie. Gândiți-vă că noi am adus fericirea în zeci de mii, dacă vreți sute de mii de case ale românilor sau dacă vreți milioane este o mulțumire ca un extaz care nu poate fi cuantificat. Este un sentiment profund de mare intensitate ce nu poate fi exprimat în întregime, în cuvinte. Este cumva ca o admirație sau o plăcere pe care o trăiești când ești lângă un munte înalt sau când admiri vastitatea de la Marul Mării. Sunt uh, foarte mulțumit pentru că vă puteți întreba și dumneavoastră, cât au, câți colegi au mai realizat ceea ce am realizat eu? Mai ales că este vorba de știință aplicată. Așa este. Spuneți-mi, cum a fost începutul și drumul până aici? E, pot să vă răspund sintetic sau lapidar într-un singur cuvânt. Cumplit. Dacă ar fi să reformulez, groaznic. Cred că mai bine le-aș pune unul după altul. Groaznic și cumplit. <laughs> nu vreau să mai aduc aminte prin, pur și simplu prin ceea ce am trecut pentru că mă stresează numai acest fapt. Cum așa? Au fost probleme logistice, probleme financiare, administrative uh, și multe altele, legislative. Dar cel mai greu a fost să gestionez relația cu oamenii sau lucru cu omul. Și aici mă refer la meseriași. De aceea eu am o vorbă. Dacă este să-i dorești cuiva răul, sunim între ghilimele asta, nu? Atunci să-i dorești să aibă de-a face cu meseriașii, că nu-i mai trebuie altceva. <laughs> 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 și totuși, mai concret, cum ați început? Pentru că iată acum firma pe care o conduceți are trei hale de producție de medicamente sau trei secții cu fluxuri de producție modernă, aparatură și echipament de ultimă generație, personal, cu o altă calificare, o cifră de afaceri de invidiat și lista ar continua. Da, este un proverb francezesc care spune așa Vouloir se pouvoir Adică a voi înseamnă a putea Trebuie să ai o voință de fier De neclintit Să vrei să faci ceea ce ți-ai propus Și poate la fel de important este ca să ai inima curată, pură Adică dorința sinceră ca scopul pe care îl urmărești Este curat, nu este unul murdar este în folosul comunității, așa cum am spus mai sus. Deși la prima vedere pare că este dorința de îmbogățire. Ca să vedeți că este așa cum vă spun, vreau să știți că din 1994-95, când am terminat o construcție în Strada Pinului, unde firma a funcționat prima dată, și până în 2011-2012, dacă vreți să credeți, n-am fost niciodată într-un concediu pentru două motive: timpul și banii. Cum înțeleg, ați făcut niște sacrificii. Este prea mult ca să spun sacrificii, dar au fost uh, renunțări, au fost multe renunțări, bineînțeles, liber consimțite, pentru că nu mi-a cerut și nu m-a obligat nimeni acest lucru. Nu se poate face nimic fără sacrificii. Dar dacă acesta este sincer și onest, atunci dăruiești și primești. Am dăruit muncă și am primit, iată, mulțumire de care v-am vorbit mai înainte, care fac mai mult decât tot aurul din lume. Dar ceilalți din familie, cum au acceptat? Că totuși au fost niște privațiuni serioase până la urmă, atâția ani fără concediu, fără pauză. Da, vorbeam într-un rând cu niște cunoștințe de, de ale mele, doamna doctor Anton și doamna doctor ca specialiste în ginecologie aici în Iași. Și la un moment dat, când venire vorba despre acest aspect, adică de împliniri și realizări, mi-au spus... Ai făcut toate astea pentru că ai avut noroc de o soție care te-a lăsat să faci ce vrei. Nu ți-a pus pietică și te-a înțeles, fiindcă dacă ar altfel, nu cred că ai fi reușit. Trebuie să spun că este adevărat. Am avut acest noroc. Dar tot, tot n-ați răspuns. Cum ați reușit? <laughs> Bine, așa cum am spus mai înainte, am făcut o construcție întâi în Strada Pinului, în regie proprie. Și au o serie de lucrări, le-am făcut eu personal, astfel că a costat ceva mai puțin. Acolo am organizat prima dată activitatea, autorizațiile de fabricație să dea ceva mai ușor la acea vreme, iar mașina de făcut o destul de empiric a fost realizată de o firmă din București, Art Construct. Am făcut fluxuri de personal, de materii prime, de produs finit, laboratoare pentru controlul calității și așa am început. Desfacerea era foarte proastă și nu susținea decât cu mare greutate salariile și materiile prime uh, și impozitele la stat. Însă, cu ajutorul unui prieten, căruia vreau să-i mulțumesc și acum, domnul Vasile Lupu, care era pe atunci vicepreședinte al Parlamentului României, au apărut niște materiale într-un editorial central de mare teraj, formula AS în 2003, după care comenzile curgeau așa de tare încât făceam cu greu față. Am mizat pe un singur lucru, calitatea produsului și această, această verificare a fost confirmată de consumatori și de medici și de bolnavi au început să fie comenzi de la farmacii, de la depozite, de la de, depozitele de distribuție și au apărut și la de care mai de care din țară și din presă. Ce impact a avut acest aspect? Acest fapt ne-a ne stimulat foarte mult și ne-a împins înainte. În două, trei luni s-au adunat vreo câțiva bănuți. Produsul a devenit dintr-o dată foarte apreciat și cunoscut, dar bineînțeles că avea în spate ani de muncă și observații și cercetare. Însă repede a venit anul 2004 când România trebuia să adere la Uniunea Europeană și trebuiau aplicate, adaptate noile standarde de fabricație, adică trebuia implementat așa zisul GMP, ceea ce înseamnă good manufacturing product sau reguli de bună fabricație, la un standard mult mai ridicat cu costuri enorme. Am primit tot atunci o adresă de la Agenția Națională a Medicamentului prin care eram informat că de la 1 ianuarie 2004 nu mai putem funcționa fără implementarea GMP-ului. Și că alte, iar ca cheltuieli, era vorba de cel puțin aproape un milion de euro. Trebuia să renunț pentru că nu erau posibilități, n-aveai de un să atâta bănet. În același timp însă nu mă lăsa inima să renunț la acest produs al nostru la Cer fiindcă era cerut tot mai mult și în cantități importante pe piață. Am hotărât ca să spun așa, să salvez acest produs și m-am dus la fabrica de antibiotice într-o audiență la doamna directoră, ajung de atunci, care se ocupa de departamentul de producție și am spus că vreau să donez fabricii formula de fabricație, toată documentația oficială aferentă ca să-l producă ei mai departe, fără niciun fel de pretenție din partea mea. Mi-au cerut niște mostre, autorizația de punere pe piața de KPP-ul, specificația tehnică, examenele de laborator pentru determinarea calit calitativă și cantitativă a materiilor prime a produsului finit, au ținut o ședință pe această temă, dar n-am primit niciun răspuns, de unde concluzia că cererea mea a murit. <laughs> și ce ați făcut atunci? Păi este o axiomă a unui savant. Îmi pare că chiar e, e vorba chiar de Emil Palade, românul laureat al premiului Nobel. I a spus așa, „A reușit, continuă. N-ai reușit, continuă. <laughs> mai întâi am cumpărat o hală veche pe un teren la marginea iașului, dar intra Vilan, așa că uh, taxele și impozitele la, la primărie să fie tot mari, să fie mai mari. Și am început după aia să caut specialiști în implementarea GMP-ului, aparatură, mașini de producție, echipamente. Cel mai important este că trebuiau bani și nu puțin. De unde? <laughs> Atunci am, am început să merg pe la bănci. Se uitau la mine, mă ascultau jumătate de oră și apoi îmi spuneau o să vă dăm un răspuns. De obicei răspunsul respectiv era nefavorabil, era negativ însă ei se eschivau în felul acesta și scăpau de mine. Până la urmă am găsit la o bancă un escroc care l-a convins pe director și comitetul de conducere să-mi dea banii. Au fost în jur de 30 de miliarde de lei în bani vechi și în 10 minute după ce au făcut ei aproba, au dat aprobările respective, am scris atâtea ordine de plată încât i-am terminat pe toți, în 10 minute. A fost o luptă după aceea contra cronometru, din august și până în aprilie când am terminat tot, am finalizat tot. Personalul de la bancă și directorul în special veneau tot timpul <coughs> înnebunit că nu voi putea plăti dobânz dobânzile și se interesau mereu de mersul lucrărilor și spuneau, domnule, noi am mai finanțat activități din acestea de GMP și nimeni nu ia din, prima, din primul an și abia 2-3 ani, ce o să faci atunci? Zic, noi o să luăm din prima. Pe ce vă bazați așa tare? Este un risc enorm, v-ați aventurat uh, fără acoperire, zice directorul. Nu realizați că puteți pierde garanțiile, adică veți pierde casa. Păi zic, mizez pe un singur lucru, care tatea produsului. Sunteți prea încrezător și eu, nu vă, eu vă spun drept că nu m-aș fi hasardat într-o astfel de aventură. Și cum v-ați descurcat că îmi dau seama că a fost o situație destul de critică au fost la sumele uriașe care au fost date de la bancă și cu care s-au făcut plăți pentru înființarea unității, returnări importante de TVA. Și aceștia mi-au ajutat ca să plătesc dobânzile timp de aproape 6 luni trebuia în același timp să scrim documentația, procedurile specifice de lucru, trebuiau făcute validările aparaturii, echipamentului și scriam împreună cu vreo câțiva colegi acolo de dimineață până în seara încât am ajuns să râdem de noi și spuneam că scriem și cu mâinile și cu picioarele. <laughs> și cum s-a terminat? Când a fost gata tot, am trimis documentația la Agenția Națională a Medicamentelor la București și am vorbit personal cu doamna uh, farmacist Raicu, care era șefa departamentului de inspecție farmaceutică din ANM la vremea respectivă. I-am explicat situația, a fost foarte receptivă și în aprilie a venit inspecția, am fost în regulă, am obținut GMP-ul din prima și în aceeași lună au băgat documentația în ședința lor lunară de aprobări și până la Paști, că de atunci Paștele. Am primit și autorizația de punere pe piață. Asta înseamnă că s-au rezolvat toate problemele. <laughs> păi, nu aș spune așa. Au fost în continuare necazuri. Bineînțeles, nu așa mari, dar au fost. Mi-aduc aminte că într-un rând nu aveam banii pentru rată și dobândă, pentru că asta, vânzările mergeau cum mergeau. Banii se fac greu. A venit directorul de la bancă să vadă ce se întâmplă l-am primit frumos, i-am făcut cafea, i-am dat niște, le-am dat, că erau mai mulți, niște răcoritoare, le-am spus glume și bancuri, vă trei sferturi de oră sau o oră și au râs așa de mult că s-au strâmbat de râs. Și îmi zic eu, ei, o să mai duc vreo câteva săptămâni, două, trei săptămâni, poate patru, până se rezolvă cumva cu banii. Însă, după toată treaba asta, la urmă, ei, după ce și-au reveni și, și revenit, din veselia respectivă, deci, e, da vreo câțiva bănuți, tot ne dați. Ce relație ați avut cu finanțatorii, adică cu băncile? În genere bune, pentru că ești pe mâna lor. În primul an, adică primele șase luni, am plătit 25, respectiv 26% dobândă pe an și a fost cea mai scumpă dobândă din Iași pe care am plătit-o eu. Spuneau că este o unitate cu risc. Așa, după aceea, după jumătate de an, am plătit 11-12%, am plătit 17% în timp ce în oraș era 11-12% dobânda. Când am întrebat și le-am spus despre situația respectivă, au spus, dacă nu-ți convine, du-te în altă parte, dacă e mai bine. Băncii, împreună cu oamenii politici care au dat legi strâmbe, nu se pricep, sunt corupți, murdari, au constituit și constituie principala cauză care frânează dezvoltarea țării. Eu am spus despre bănci și le-am spus de multe ori la func funcționarilor respectiv în față, așa cum a spus și Mitropolitul Anania de la Cluj. Sunt niște hoți cu acte. Nu putem face nimic. Cât mai aveți de plătit investițiile pe care le-ați făcut? Anul acesta, în septembrie, s-a terminat tot. Acum avem o linie de credit destul de mare, dar care este în proporții de 95% acoperită. Deci, practic, nu mai avem datorii. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru a doua ediție și vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare. Cu plăcere! Succesul în mare parte stă în voința de a învinge. E nevoie de strădanie și stăruință. O spune Seneca și noi încercăm să aplicăm această lecție. În ediția de azi a emisiunii Calea Succesului am avut ocazia să descoperim un om a cărui strădanie și stăruință au dat roade, Conferențiar, dr. Cristache Zanoschi. Eu sunt Nicoleta Mogălă și vă aștept să continuăm povestea succesului și săptămâna viitoare. O emisiune oferită de Ircon.